Republica Moldova. Și aici trebuie să recunosc că zilele acestea am fost surprins să aflu că unul din executorii judecătorești din Republica Moldova, care de fapt cunoaștem că a fost implicat în această schemă, a fost achitat de instanța judecătorească. Nu venim cu acuzații sau cu alte tipuri de comentarii aici, doar vreau să vă rog, domnul ministru Cebotari, să utilizați calitatea dumneavoastră de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și să solicitați inițierea unor verificări de către Colegiul Disciplinar și Inspecția Judiciară. Acestea sunt instrumentele cu care putem opera noi și dumneavoastră ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, dar și ca membru al Cabinetului de Ministri, vă rog să interveniți, desigur, prin prisma respectării procedurii prevăzute de lege. Cu părere de rău, guvernul nu prea deține foarte multe instrumente în acest sens, mă refer aici și la sistemul judecătoresc în primul rând, dar arma noastră o să fie transparența și faptul că o să numim lucrurile pe nume și public. În așa manieră îmi propun să efectuăm presiune în sensul pozitiv al acestui cuvânt, atât pe sistemul judecătoresc și, dacă va fi necesar, și pe alte autorități responsabile de dreptate în Republica Moldova.